2 Corinteni 3, începând cu versetul 1. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inim de carne. Amin. Vă invit să ocupați locurile și să spunem cu toții slăviți să fie Domnul. S-a cântat o cântare frumoasă în care toți am cântat eu de tine ai am nevoie. Iubiții mei, atunci când cineva merge la un spital, merge să îi se spună ceea ce are nevoie. Când cineva merge la un circ sau la un teatru sau la un film, merge să audă ceea ce îi place. Ați auzit oameni care merg la spital că le place? Zice, îmi place mirosul de spirt. Mă duc să stau vreo trezele internat. Eu n-am auzit. Iubiții mei, în această seară, voi ați venit la biserică, nu s-au auzit ce vă place, ci s-au auzit ce aveți nevoie. Dacă vreți să auziți ce vă place, trebuie să chemați pe unul de la circ să-l puneți la învon. Dar atenție! Dacă chemați pe cineva de la circ sau de la teatru, sau care o stat pe filme azi noapte și îl puneți la învon, el nu devine predicator, ci biserica devine circ. Să nu uita ce spun. Foarte mulți vin la biserică, mă zice, sper să mă ungă pe inimă păstor. zice, spună câteva bancuri, niște glume în seara asta. Eu nu o să vă ung pe inimă, s-ar putea să vă renez la inimă. Că și atunci când îți faci o operație, poate te rănește doctorul, dar știți că o zis domnul, eu fac rana și eu o vindec niciodată nu m-am apropiat de Dumnezeu când am auzit ceva ce îmi place. Dar întotdeauna m-am apropiat de El când El mi-a spus ce aveam nevoie și am recunoscut că acel mesaj e pentru mine. Eu nu o să caut să vă bucur pe voi astăzi. Dacă o să vă supărați și nu mă să mai ai cămați, copiii mei o să fie foarte fericiți. Soția mea o să fie super happy. Știți? Ceea ce vreau este să-L îmbucur pe Dumnezeu astăzi, și să vă spun ceea ce aveți nevoie. Și pentru asta o să folosesc câteva creioane aici, pentru că despre asta vreau să vorbesc, despre viața noastră asemănătoare cu un creion. O să învățăm în seara asta cinci lecții, deși ele sunt mai multe, dar ca să ne încadrăm în timp, să ajung și eu să-mi fac antigenul pentru luftanța mâine, o să învățăm numai cinci lucruri în seara asta. O zis Pavel aici, de când m-am pocăit, Dumnezeu m-a folosit ca să scriu în inimile voastre o epistolă. Adică creionul vieții mele, pixul, stilou, ce vreți dumneavoastră, l-am pus în mâna lui Dumnezeu. Și cu cerneala Duhului Sfânt am scris ceva frumos. Și când scrii ceva frumos în inimile altora și o faci cu dragoste, poți să pleci liniștit mai departe, pentru că rămâne în urma ta un nume bun. O mereasmă plăcută, spunea Pavel, exact înainte să înceapă textul acesta în 2 Corinteni 2. Iubiții mei, haideți să ne uităm la un creion, să vedem ce ne învață un creion și cum putem aplica aceste învățături în viața noastră. În primul rând, putem învăța de la un creion faptul că tot ce facem în viața asta, lasă o urmă în spate. Tot ce facem în viața asta, lasă o urmă în spate. Totul se înregistrează. Totul rămâne scris, totul rămâne notat. Uitându-mă la mine, uitându-mă la dumneavoastră, noi suntem, să spunem așa, lăsăm trei feluri de urme, prin gândul, gândul nostru, prin vorba noastră și prin faptele noastre. Ieri, în avion, am scris un devoțional care se va fi trimis astăzi. Cei care nu v-ați înregistrat, o vă puteți înregistra pe christiboariu.com. Trimitem în fiecare seară. Uh, la câteva sute de oameni, cât un articol scris de mine, cu ajutorul Domnului, sub inspirația Domnului. Și ieri scriam exact un articol pe linia asta a gândurilor, a faptului că suntem ceea ce gândim. De exemplu, dacă pe mine mă rănit cineva acum 10 ani și eu de 10 ani tot frământ gândul ăla, în moara minții mele, eu bag faptele lui care m-au jignit, care m-au umilit, care m-au zdrobit și la sac și ce iese? Răzbunare, ranchiună, neiertare. E foarte important, iubiții mei, să înțelegem că mintea noastră nu stă liberă niciodată. Cam de două ori pe an reușesc să mă duc și eu la pescuit. Soția nu mă lasă mai mult. Că zice, nu știu, cum, nu știu ce faceți voi la pescuit, zice. Nu vă plictisieți. Stai și voi, te uiți la un unde, să ziceți, și te uiți la un pește care aștept să vină și de cele mai multe ori le mai și dai drumul înapoi. Știți? Și o să zic, eu o să rămân acasă cu șase pruni și o să merg la pescuit, nu mi se pare corect. Și zic, așa e. Dar îmi spunea soția, zice, noi femeile, și tot timpul ne gândim la ceva. Tot timpul ne gândim la ceva. Iubiții mei, ceea ce gândim, ajungem să și vorbim. Și ceea ce vorbim, ajungem să înfăptuim. Noi suntem produsul gândurilor noastre. Biblia spune că gândurile noastre sunt înregistrate și cunoscute de Dumnezeu. Psalm 139 cu 2. Știi când stau jos, și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știți că este o vorbă la români când cineva te apreciază, fie cum zici, nu cum gândești. Vorba noastră e foarte importantă. Biblia spune în Matei 12 cu 36 Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Adică eu pot să vă spun astăzi niște cuvinte nefolositoare sau în privat sau dintr-o discuție. Și am impresia că în momentul când am închis, s-a închis totul. Nu. O zis Dumnezeu aici, ca la un creion. Totul rămâne înregistrat, totul rămâne scris. În ziua judecății, oamenii vor fi judecați după cuvintele pe care le-au rostit. 3. Faptele noastre, iubiți mei, Apocalipsa 20 cu 13. Nu se pierd. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după cât o pus la colectă, nu? Nu. Fiecare a fost judecat după ce spunea primarul despre el sau nu știu cine. Nu. Fiecare a fost judecat, spune Biblia, după faptele lui. Am această întrebare pe dumneavoastră. Cum v-ați comporta dacă ați ști că 24 din 24 cineva îi lângă dumneavoastră cu caietul și scrie tot ce faceți? Ați văzut când facem o poză, când facem o fotografie, ni se spune ce sau smile sau zâmbește. Dar când se închide aparatul, ne-a pierdut zâmbetul. N-ați observat? Nu mai zâmbește nimeni. Avem impresia asta sau avem tendința asta că atunci când suntem în prezența cuiva, vrem să creăm o imagine bună și ne comportăm într-un anumit fel. Eram copil, adolescent, 14-15 ani, eram în tramvai, mergeam cu tramvaiul spre biserică, și lângă mine erau doi tineri care nu se înțelegeau, erau căsătoriți de curând. Îi vedeam că nu își vorbesc. Aparat pe spate în spate stăteau, numai că trebuia să se dă de bara aia și nu puteau chiar spate în spate, știți? Când au coborât din tramvai, mergeam la aceeași biserică și eu și ei. Când au coborât din tramvai, el a văzut că pe, pe scările bisericii pastorul și a vrut să o apuce de mână pe soție, știți? Să vadă pastorul ce scump Erau scump la vorbă. Știți? Și ea, ea nu a vrut să dea mână. Ea și-o dat seama că ceea ce vrea să facă soțul ei era de fapt doar de imagine. Iubiții mei, biserica va avea faliment. Nu biserica lui Hristos, adunarea locală în momentul când vom pune preț mai mult pe imagine decât pe caracter. Mai mult pe dar decât pe roadă. Trebuie să fie invers. Să punem preț mai mult pe caracter decât pe imagine. Ceea ce fac eu în fața dumneavoastră acum, asta ar putea să fie imagine. Soția mea, însă, care stă 24 24 cu mine, știe caracterul meu ar trebui între imagine și caracter să nu fie diferențe. Între fapte, vorbe și gând să nu fie diferențe. Ar trebui viața noastră, iubiții mei, să avem mereu în gândul acesta, da? Tot ce facem se ne înregistrează. Despre tot ceea ce facem vom răspunde într-o zi. Și dacă ai gândul acesta în inima ta, o să vezi că vei trăi diferit. Doi. Un al doilea lucru, iubiții mei, care îl învăț de la un creion, este faptul că e ușor să arăți bine când nu faci nimic. Uitați ce frumos arată creionul ăsta. Ce scump e, nu? Ce valoros e. Numai că el nu a scris până acum nici măcar un rând. Avem creștini din ăștia în adunările noastre, ortodoxi, pentecostali, baptiști. Ei nu mai țin scorul. Știți? Ei îi spun cine o predica mai bine. Ei îi spun cine o cânta mai frumos. Ei îi spun la ce oră trebuie să fie femeia de serviciu să deschidă biserica. Ei îi spun dacă este o scamă pe jos. Zice, fii atent, ce o plătesc degeaba pe asta, mă, zice, e incredibil. Ei <laughs> ies cu scorul. Ei cu punga de semințe. Iertați-mi expresia, da? Să uită. Da? ei, ei sunt în tribună, ei nu fac nimic. Și arată foarte bine, arată foarte bine. Nu? Iubiții mei, ceea ce vreau să vă spun în această seară este faptul că în fapte 20 cu 24, Pavel spunea: Eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. Amin. Și acum vă spun ceva ce nu o să vă placă la unii. Am văzut mame care nu vor copii ca până la 60 de ani să arate bine. Că dacă crești un câine, o să arăți bine, nu? Sau o pisică. Am văzut oameni care nu se implică în nimica ca să arate bine. Ziceau, dar cum să fiu o slujitor? Să fac diabet, Să am cu inima, zice? Să mă înjure toți? M-am uitat cam de cât timp îți păstor și mai înainte. Deci nu mesaj de naștea primeaști. Auzi, zice, dar de ce nu, nu mere gazul la biserică, zice? Dați mai încet aerul ăla, mă, zice. Când te trezești dimineața, 20-30 de mesaje, nu critici, nu probleme, nu? E clar că faci cu inima într-o zică, le pui la inimă, nu? Ăsta nu a scris niciun vers de zidire. Niciun SMS de iubire. Niciun cuvânt de ridicare nu a scris asta. El a rămas numai cu să bine. Iubiții mei, vreau astăzi să înțelegem cu toții că a te consuma pentru familie, pentru Evanghelie, pentru veșnicie, merită. Merită. Fapte 20 cu 19, zis Pavel, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că există două feluri de lumânări. Lumânări care ard și lumânări de design. În Anglia au fost o pană de curent acum câțiva ani. Au fost anunțată pana respectivă. Dar unii au zis, lasă că atunci când au văzut că nu i de joacă și că întreruperea de curent ține mai mult, oamenii au alergat în magazine. Nu s-au mai uitat de ei ce scria pe lumânări. Au băgat mâna și direct în plasă. Au mers la casă, au plătit. Când au ajuns acasă, scria pe lumânări așa, lumânări de design. Dă-le foc, dacă poți. Știți că creștini sunt din aceștia. Domnul pastor zice, eu zice, lasă, zice, să se consume altul. iubiți mei, vreau să vă spun că numai lumânarea care arde, aia luminează. Amin. Atât. Nu te mă întreba ce religie ai astăzi și nu mă interesează. Eu te întreb doar atâta. Arzi pentru ceva bun. Au fost euro 2020, sunt în 2021 din cauza covid -ului. Nu m-am uitat că domnul m-a eliberat de două de fotbal. Dar s-au ținut la București. Din toată Europa au venit oameni și au stricat zeci de mii de euro la hoteluri, pe bere, pe ce strică ei? Știți pentru ce? Pentru Dumnezeu mort. <gântu -i> și atunci eu să mă uit la buzunar sau la sănătate când e vorba să mă jărfesc pentru Dumnezeu viu? Nu cel care își-o dat viața pentru mine, merită ca și eu să mă consum pentru el. Vă mai spun ceva, mântuirea e gratis, slujirea costă. Mântuirea e gratis. Cineva dacă îmi dă mie o casă astăzi, pe mine nu mă costă nimic, dar pe el l-a costat. Dacă să întrețin casa aia, să nu ajungă pe și alte vietăți până ea și praf, pe mine mă costă ceva. Mă costă. Sunt aici și tineri și vreau să le spun și lor ceva despre căsătorie. În momentul când vă căsătoriți, da, știți, din punct de vedere moral, trebuie să fiți așa. N-au da mine. N-au Nu? Moral trebuie să fie așa. Soția mea până în anul 5 de facultate, când am început să vorbesc cu ea, nu a avut niciun prieten. În anul 1 am abordat-o prima dată și mi-a zis că are prieten. M-am și gândit, cine e mai frumos ca mine în arată? M am frământat. Dar o dat Dumnezeu cu mine de pământ. Și în anul 5, când am vorbit, o acceptat să vorbească cu mine, am întrebat și totuși care era prietenul ăla. Și-a zis Dumnezeu. Aia! Trebuie să-mi spui atunci, a zic. <laughs> că altcum va insista. Nu? Unde am vrut să ajung? Din cauza că a fost așa în ziua anunții noastre, Acum când plec în misiune, nu stau cu stres. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun. Am mulți prieteni care stau cu stres. Prieteni în ghilimele, mele, cunoștințe. Stă cu stres. El e plecat, nu știu unde, ea în mol cu prietenele. Sau pe Facebook cu prietenii. Moral, iubiți tineri. Trebuie să fiți așa. Dacă nu sunteți așa, mărturisiți-vă înaintea Domnului. Iubite fete, nu mai credeți tot ce vă spun băieții. Că mulți băieți vă spun ce vă place, ca să punem mâna pe corpul vostru. Am fost în piață și am pus mâna pe roșii, știi, iau niște roșii, știi, și mă moți măzătoarea, dacă ai pus mâna iale. Atenție! Voi zâmbiți! Nu e o problemă. Eu am stat de vorbă cu 26 de familie anul ăsta care au divorțat deja. 20. 20. Dragostea adevărată așteaptă. Dacă mă iubești, așteaptă. Eu nu înțeleg încă cum poate gândi o fată așa slabă încât să-și dea corpul fără ca ăla să vină să jure în fața altarului că va avea grijă de ea. Adică ce? Pe promisiuni? E ca și cum eu îți dau mașina și tu bași banii peste 5 ani. Pui o mașină nu se dă da așa, o casă. Dau un corp, un trup, o persoană. Băieți, vă spun ce vreți să auziți. Aveți grijă. Dumnezeu pentru aia a vrut să protejeze familia. Deci, ca să nu insist mult, moral trebuie să fie așa. Spiritual trebuie să fie așa. Amin. Soția mea de când era mică s-a rugat și a zis, Doamne, dă-mi un slujitor. Acum mai cam pare rău. <laughs> Știți? Dar întâlnire și vreau să spun. Am văzut băieți sau fete care cu trei săptămâni înainte nu te-au făcut botezul. În niciun caz nu erau așa. Iubite fete, iubiți băieți, am făcut un calcul, dacă trăiești 50 de ani cu un partener și mănânci de două ori cu el la masă pe zi, dimineața și seara, că poate la amiază la servici, mănânci de peste 35 de mii de ori într-o viață cu el. Păi voi acum la McDonald's nu vă înțelegeți. Cum o să vă înțelegeți după căsătorie de 36 de mii de ori? Unde vreau să ajung, iubiții mei? Când mă angajez, în cere CV-ul. Când cumpere o mașină, intri pe car vertical. Nu le fac lecramă, nu vă speriați. Ca să vezi dacă mai ai avut accident. Când te căsătorești, nu te interesează de câte accidente au avut. Păi dacă au mai stat la 10 băieți în brațe, fata aia, eu o să fiu al 11 la vine și al 12 la știți? Atât înțelegi ce spun. Iubiții mei, diavolul astăzi vrea să ne înrocească familii. E foarte important când te căsătorești din punct de vedere al slujirii, al pocăinței, să fii măcar așa. Amin. Adică să o întrebi pe fata aia sau pe băiatul ăla, ce ai făcut până acum pentru Dumnezeu? Cu ce ai slujit până acum? Că suport 80 de mii la meci, în, în jos pe teren 22 de oameni care transpiră. Și știți ce e interesant? Că ea care fugă ar trebui să stea în tribună să se odihnească. Și ea care mâncă popcorn ar trebui să fugă. Poate așa, ar să fie și în biserică câteodată. Să mai schimbăm un pic. Lasă că face postorul. Dar tu care veste că cu mine astăzi, ce ai făcut până acum? Cum l-ai slujit pe Dumnezeu până acum? Ca să am o credibilitate, nu? Păi nu mă angajează șeful fără să uite la CV-ul. Eu n-am voie să mă uit. Pentru aia e foarte important, iubiții mei, iubite fete, iubiți băieți, de la 13, 14, 15 ani, până la 20, 22, 24, când vă căsătoriți, să te păstrezi curat din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual să-L slujești pe Dumnezeu. Să crești în frică de Domnul, în smerenie, în calitățile despre care o să vorbesc mai târziu. Închei okay, punctul 2 întrebându-vă de câte ori vă folosi Dumnezeu până acum să scrie ceva frumos în inimile altora. 3. Știți ce mai învăț de la un creion? Iubiții mei, mai învăț ceva. Faptul că ascuțitul tu te face mai bun. Dacă ar avea conștiință, viață și suflet, creionul ăsta când îl bagi în ascuțitoare ar striga au. Au. Dar fără au ăla n-ar putea să mai scrie. Ioan 15 cu 2, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, spunea Domnul Isus, El ce face? Dacă nu mai are mine, n-am ce să mai fac decât să dau de unul la gunoi. Dar cu noi. auziți, pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Primesc mesaje, primim bilete la Amvon. Frate, pastor, zice, am probleme. Am probleme medicale, am probleme în familie, am probleme la școală, am probleme la serviciu. Șeful nu mă suportă, colegii mă înjură, mă blastă. -mă. Și eu zic, slăvit să fie Domnul. Cum poți să spui așa ceva, zice? Ești înascuțitoare. Urmează o nouă foaie. Aleluia! Nu? Acolo ești, înascuțitoare. Iubiții mei, inima se modelează cele mai adânc prin înțepături de pe Ați înțeles? Inima se modelează cel mai adânc prin durere. Prin durere. Că dacă nu înțelegi aici unde e atmosferă frumoasă, e pe fotoliu, un înțeleg numai la ATI, știți? Un înțeleg numai în accident. Un înțeleg numai prin probleme. Dar ce vreau să spun, după ce începi să-L slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu în fiecare zi te modelează ca să ia Iisus chip în tine. Ca să ia Iisus chip în tine. Eșecul, testul, pe pediapsa, nu iau amustrarea. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, lucrează spre binele tău. Romanii 8 cu 28. Toate lucrurile, dacă le privim pe altă parte cum privește lumea, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Frate Cristi, am început pe cineva care mă bărfește. L-am blocat la WhatsApp, la Insta, la FB. Dar nu mai scap de el, zice. Zic, slăviți să fie Domnul. Dar cum poți să spui așa? Păi zic, din cauza ăla, stai-te mai mult pe genunchi. Ați înțeles? că este soțul meu e un om foarte vulcanic. E foarte rău, e dezastru. Zic, slăvi să fie Domnul. Pentru asta o să postești mai mult. Deci e tot spre binele tău, nu? Iubiții mei, tot ce e durere în viața noastră, dacă o înțelegem din perspectiva Bibliei, durerea asta ne șlefuiește. Eu vreau să vă pun o întrebare, dacă pe Iisus l-a bajocorit lumea, de ce așteptați ca oamenii să se comporte mai frumos cu voi decât cu Iisus? A, apropo, te băjocorește lumea? Că dacă nu te băjocorește și ești ca și, ca și ea, nu? Moise, 40 de ani în pustie, a fost modelat de Dumnezeu, Iosif în închisoare, 12 ani, Daniel în groapa cu lei, David fugea de Saul. Dumnezeu, iubiții mei, prin Iisus Hristos în cer pregătește cerul pentru noi și aici pe pământ ne pregătește pe noi pentru cer. Eu, de exemplu, dacă iau un băiat de sub poduri care trage din pungă, eu nu pot să-l iau de sub poduri și să-l duc peste două secunde la Iohannis, la masă, la Domnul Președinte. Băiatul ăla are nevoie de baie, haine noi, schimbarea limbajului, schimbarea bunelor maniere. Procesul ăla poate dura câteva zile sau câțiva ani, depinde cum se lasă el schimbat ca să stea la masă cu un președinte. Eu ca să stau în cer cu Domnul Iisus, am nevoie de ani de zile de șlefuire, de modelare, de ascuțit. Știți ce lipsă ce generație noastră și a voastră în Suedia? Zdrobirea. Suntem generația de catifea. Ai spus un cuvânt, m-am mutat în altă biserică, fate păstor. La voi nu e așa, slăbit să fie Domnul. M-a jignit, nu m-a salutat în piață. Nu m-a băgat în seamă. Dar ce, pe Iisus l-a băgat tot în seamă? Eu în fiecare zi am mesaje în care ai făcut cu o și cu oțet. Și uneori de la frață, ca să nu zic verișoare. Dar după 14 ani am înțeles că nu trebuie să pierd timpul să le răspund. Că Iisus Hristos în fața la Pilat nu s-a pus să țină predici nici la preoți, nici la farisei, nici la călturi. Iubiții mei, e prea scurtă viața ca să răspundem la bajocuri. E prea scurtă viața ca să ne duelăm. Auzi, te bag în tribunal, în 15 ani poate vedem cine are dreptate. Și când ajung în spital, urlu la doctor, mai dați în trei luni, dar tu 15 ani ai pierdut în tribunal, ce să mai fac cu 3 luni? Mai bagi un proces. Ce să faci? E prea scurtă viața ca să o risipesc. Dacă sunt care nu mă au la inimă, care mă bajocoresc, nicio problemă. Din cauza lor eu stau pe genunchi. Că dacă m-ar lua toți în brate și m-ar aplauda, aș cădea de mândrie jos și m-ar face praf. De pe genunchi n-ai cum să cazi. vei să fie Domnul. Eu am 12 cu 24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă. Sunt și prieteni aici cu noi. Unii și botezați deja. I-am mai scăpat la botez, bă, unii. Știți ce lipsește, iubiții mei, în bisericile noastre cel mai mult? Moartea noastră, a eului nostru. Cum au spus fratele, atunci când m-au mușcat peștele, am terminat, și cu pretențele. Lipsește zdrobirea. O zis do domnul aici, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne? Vreau să vă întreb, a fost la mormântări când îl bărfiți pe la din sicriu, v o spus ceva înapoi? S-a ridicat, așa e? E Nicule, cum îndrăsnești? Nu! Nu! Dacă e și l-ai lovit până mort odată înapoi, așa trebuie să fim noi, iubiții mei. Ajută -ne, Doamne, ajută-ne! Că noi am murit față de lume, am murit față de păcat și trăim împreună cu Hristos. L-ați văzut pe Hristos pe tribunale să câștige pământul. așa e? Eu nu l-am văzut pe Iisus să râdă cineva toată viața. Nu l-am văzut să facă mișto de cineva. Nu l-am văzut să bate cu cineva cu vorba. Să demonstreze de cuiva ce tare e el, ce știe el. Nu. Bobul de grâu moare. Prin moartea lui Iisus Hristos am răsărit noi. Prin moartea mea va merge biserica mai departe. Prin moartea pretenților mele. Prin slujirea ta, prin slujirea mea. Familia va înainta. Ascuțitul te face mai bun. Vă recomand să citiți cărțile lui Elizabeth Eliot prin porțul de splendori, umbra celui tot puternic și alte cărți ale ei, puritate, în special pentru tinerii, foarte bună. Bineînțeles că te să renunțat la TikTok pentru asta și la Insta, da? Nici o problemă, merită. Unde vreau să ajung? Jim Elliot împreună cu patru colegi de-a lui de slujbă au plecat la un trip de canibal, la tribul Auca în America de Sud în anii 1940 și Soțiile lor, care erau toți căsătoriți, au rămas la baza mamisiunii, la câteva zeci de kilometri de trib. Ei au mers cu avion din ala de mici dimensiuni și aruncau la ăștia, la canibali, câte un piapt, în câte o oglindă, câte un obiect să se împrietenească cu canibalii. După câteva Schimburi din ordinat de cadouri, câteva excursii din astea. Jim o venit și a zis către Betty, către soția lui, am o veste bună. Ne-au făcut canibalii cu mâna, cred că mâine putem coborâ la ei. Inimele soțiilor lor, lor s-au strâns un pic. Și au zis, ne rugăm, Dumnezeu să fie cu voi, dar vă rugăm frumos zice, mâine când coborâți, cum ați atins pământul, să ne anunțați prin radio că tot e ok au stat cele cinci neveste ale misionarilor cu urechea lipită de radio câteva ore. După calculele lor trebuiau deja să fi coborât și nu se auzea nimic. Au mai trecut câteva ore și nu s-a auzit nimic. A fost chemat un pilot care a mers să vadă ce s-a întâmplat. Toți cei cinci misionari care au fost debarcați din avionul inițial pe plaja acelui râu erau morți canibalii i-au lovit cu săgeți și cu sulițe. Și au stat acolo pe plajă. S-au întors, s-a întors pilotul și a spus celor cinci soții, sunteți văduve de astăzi. Toate erau căsătorite de curând. Au mers cu armata, au recuperat trupurile, le-au făcut în mormântarea și a venit cel mai bun prieten al lui Jim din America de Nord, și a spus către pilot, am o cerință, mă mai duci, te rog, și pe mine, mai poți să faci încă un drum. Cel mai bun prieten al meu, Jim, a fost martirizat pentru Domnul Isus Hristos, pentru Evanghelie. Vreau să văd locul unde a fost martirizat. Pilotul a mers cu el și când erau deasupra plajei acelui râu, o zis, vezi, ăla e locul unde a murit Jim. Și prietenul lui Jim a zis, nu ăla e locul. Pilotul s-a simțit un pic confensat și a zis, am fost zilele trecute, i-am ridicat trupul de aici, cu armata, și tu îmi spui mie unde e locul? Ăla e locul unde a murit Jim. Și a zis prietenul lui Jim, nu ăla e locul. Jim a murit într-o biserică undeva când era mai tânăr, în urma unei chemări a unui predicator. Acolo a Ai avut un moment al morții tale? Exact ce s-a afișat aici, ați văzut? Slide-ul ăla frumos. Mulți vor să se pocăiască, dar să-L conducă ei pe Iisus. Și îl trimit pe Iisus la spitale, la văduve, la orfani. Dumneavoastră astăzi ați dat niște bani pentru miros de cer și vă mulțumim. Eu nu am cerut și nu voi cere în viața mea la nimeni niciun ban. Eu sunt numai la centrală. Dar vreau să vă spun că mai tare decât să dați banii, să veniți dumneavoastră să mere să vizitați cazurile alea personal. Să vedeți dumneavoastră pe oamenii aceia. Știți câți oamenii îl trimit pe Domnul la zile? Îl pe Domnul la crăpat de lemne, la văduve și la orfani. Mulți vor să se pocăiască, dar să le spui că pocăința îi Netflix, îi pierdere de vreme și vii la biserică, te uiți la ceas, sper că nu mă plictisești asta două ore și am plecat acasă. Asta nu-i pocăința, asta e iad garantat. Iubiții mei, creionul ăsta, creionul ăsta, dacă e într-o mână a unui criminal, va scrie cum să spargem banca săptămâna viitoare. Dacă e în mâna unui predicator, poate să scrie un eseu pentru suflet. Dacă viața mea e în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu mă va folosi pentru ridicarea altora. Dacă creionul ăsta, dacă se zbate și spune nu vreau să fiu în mâna lui Dumnezeu, vreau eu să conduc, nu poți să faci nimic, despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Patru. O a patra lecție pe care o învățăm de la Crion, iubiții mei, știți care este? Faptul că interiorul e mai important decât exteriorul. Interiorul, dacă ar fi aur pe afară la creionul ăsta, și în interior mine ar lipsi, eu nu pot să scriu cu el. Iubiții mei, omul transformat de Isus e mai preocupat de ceea ce nu se vede decât de ceea ce se vede. Putem spune a mine aici? Uh, Biblia spunea în Roman 13 cu 14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Din nou mă adresez în special tinerilor, că aia care v-ați căsătorit nu mai vezi ce face. Acum aceasta lezi iubiți. Amen. Da? Nu mai aveți alte variante, gata. Dar cei care încă nați, nu v-ați căsătorit. Fiți foarte atenți. Nu puneți principiile după sentimente. Am văzut tineri vorbesc șase luni și apoi, frate păstor, vreau să pun înaintea Domnului. Dar ei deja să îmbrățișească în parcuri. E deja să iubesc. Nu poți să-i desparți. Pune mai întâi principiile și apoi sentimentele. Da? Vezi, frate, este așa îmi place, zice, așa gene false, faine are, zice, păi, eu te întreb când și le dă jos, ce faci? O iei la goană? Ce faci? Nu? Nu? Eu, eu, vă întreb, nu? No? Nu știu. eu înțeleg că în faci nițele, poți să-ți dai post o unghie devine mov, dar când zece mov, e o problemă. Nu? No? Întreb și eu. Iubiții mei, poate vă supărați pe mine. Slavi să fie Domnul. Ascultați-mă, n-am văzut fată sau băiat care să fie toată ziua preocupați de exterior și să vorbească în alte limbi și să predice și să meargă la orfan, la văduve. N-ai cum să mergi cu două în același timp. Lumea și pofta ei trece. Cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. E adevărat, mă îngrijesc, cum curat, da? Dar nu am o preocupare excesivă pentru exterior, ci încep să mă, îngrijez, să mă îngrijesc mai mult de interior. Nu? Uitați-vă, după câteva luni de la nuntă te-ai obișnuit cu persoana respectivă, nu ești mai impresionat de ce bujore are, de ce, nu știu ce, corp are, da? Dar rămâi cu valorile din ea sau din el, dacă nu le are, ce faci? Am spus la o conferință ceva, cu cât cineva are mai puțin în interior, cu atât trebuie să afișeze mai mult din exterior, că altceva nu are cu ce să atragă. L-ați văzut pe Iisus Hristos să aprecieze pe cineva vreodată să zică, Petre, dar ce mușchi ai, mă, dar ce, ce ai tras la sală, mă. Dar știți cât tineri noștri asta apreciază? Din păcate. Iubiți mei, n-am ceva cu, cu, mișcarea fizică, că trebuie să facem, că stăm mult la birou, poate. Dar știți ce cu cine am ceva? Cu ăla care ridică 80 de kilograme la sală, dar mopul nu poate să ridice, că e prea greu acasă. Cu ăla am Nu? cu persoanele alea care toată ziua manicură, pedicură, solarii și când le spui, auzi, merem în Oltenia să facem cura la o familie cu zece prunci. Să și crească dacă eu fac o ce treaba am eu 10? Așa e că e spirituală, sora. Domnul s-o binecuvintă. aibă milă, domnul. Am pățit cazuri din așa, nu vă spun povești. Când merem la iarbă verde, ne trebuie autobuze. Când merg undeva să faci pentru Domnul, Loganul nu e suficient încăpem toți cinci. Înțelegeți? Iubiții mei, cât timp petrecem pe zi pentru lucrurile care nu se văd? Nici o căsătorie nu o să reziste cu bani, cu casă și cu corp doar. Ai nevoie de valori. Auzi ce spune Biblia în 1 Petru 3 cu 3, o să nu fie de afară. Să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea Hollywoodului. Înaintea Hollywoodului contează botoxul și alte lucruri. Înaintea lui Dumnezeu contează ceea ce nu se vede. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră, iubiții mei, și eu mă lupt cu lucrurile astea. Nu vin ca un profesor aici. Și știu că și voi vă luptați. Știți că hollywood știți că social media, toate lucrurile astea promovează exteriorul. Vreau să vă pun o întrebare, iubiți tineri, ați văzut pe Insta o poză cu un băiat care se roagă? Eu n-am văzut. Dacă o fată care spală vasele, ați văzut? Eu n-am văzut. Pui, n-ar o să pui, că îți dă blog direct. Dar nu-ți dă nimeni like la așa ceva? Nu se mai promovează asta. Se promovează minciuna, curvia, imoralitatea, dezgolirea. Și au zis, domn, aveți două variante, eu spus lui Petru, să apreciați și apreciază lumea, să dai like la ce de lumea like? Sau să apreciezi și să lucrezi la ceea ce spune Biblia că e de mare preț înaintea lui Dumnezeu? Soția mea după șase copii nu mai arată ca în ziua anunții pe exterior. Nici eu nu mai sunt așa pe exterior. În interior e de mii de ori mai frumoasă. Că spus Pavel, cei afară trece. Cei în interior rămâne. Iubiții mei, 1,8 miliarde de poze se urcă în fiecare zi pe internet. Poze, fotografii. Nu știu ce apreciez, dar vreau astăzi să te provoc să te gândești unde petrec mai mult timp, pe încămăruț în odaie, pe genunchi sau în fața oglinzii. Tu știi. Vine o zi când vom pleca de aici. Corpul nostru Va fi depus în țărână. Mi-aduc aminte de o femeie. Au făcut peste 80 de operații estetice în America. La ultima au zis către doctori: că doctorii au spus, că am doamnă, zice că aveți prea multe deja, 10. Zice. Zice, dacă mor în timpul operației, voi continuați. Voi. Con sa... De asta mă zice că vine mult la mormântare, 10. Ce o să zică, zice. De asta mai că și atunci contează like-urile. Eu vreau să vă spun că dacă toți vă dau like-uri din lumea asta, dacă nu-ți dă Dumnezeu, la like, n-ai făcut nimic. Și vreau să vă spun că eu, ca și slujitor tânăr, fără multă experiență, am multe greșeli, că de multe ori am apreciat ce Dumnezeu nu aprecia. Lupta care o am în interiorul meu, știți care e? Să apreciez și apreciază Dumnezeu. O venit bogați la templu, au schimbat banii în monede, din monede mari în monede mici. Au mers, au ridicat sus punguțele și s-au uitat. Să vede toți, da? Toți vedeți, da? o dat drumul și au zis ucenicii, wow! Și au venit o văduvă. Mai avea acasă doi bănuți. Eu dacă eram în locul ei, meream am la pastor și spuneam, frate pastor, mai ai pe lista de sponsorizare. Ca așa spune Biblia, că trebuie să aveți liste cu văduvele. Când îmi vine, când îmi intră. Femeia asta nu a făcut așa. O mers acasă mai avea doi bănuți, eu la pe amândoi. Care dintre voi v-ați luat toți banii de acasă astăzi cu voi? O ajuns la legheanele de la templu și au ridicat numai până la buzele legheanelor și s-a uitat să nu vadă nimeni. Și o împins. Și când o împins, s-a auzit un blitz din sală. Era Iisus care făcea fotografii. Că Iisus nu se uită la ceea ce îi spește privirea. Wow, ce-o cântată asta! Bă, da, ce predică o trasă asta. Nu. No. Iisus nu se uită la ce predică Cristi Boreu duminica mai întâi, ci la cum trăiește Cristi de luni până sâmbătă. Pentru aia în ziua și de către, o să vedeți surprize foarte mari. Și în ultimul rând, iubiții mei, și cu asta vreau să închei, să nu uităm un lucru. Mai devreme sau mai târziu, mina se termină. O zis Pavel, 2 Timotei 4 cu 6, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Avea 31 pic de ani de umblat cu Isus de la convertire. Și clipa plecării mele este aproape. Nu trăim veșnic pe acest pământ. În dreptul fiecăruia dintre noi s a scris un anumit număr de zile. Suntem ca o clepsidră întoarsă. Am această întrebare. Când se va termina mina, cine va verifica foile tale se va bucura? Tinerii care joacă jocuri pe calculator au impresia că și în viața reală e ca și acolo. O e de la început când te împușcă unul. Nu e așa. Nu avem mai multe vieți. Spune Biblia că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată după aceea vine judecat. Mina se termină într-o zi. Știți ce rămâne până la final la creion? Radiere. Guma de șters. Până murim, cuvintele astea ne însoțesc. Iartă-mă, dragă mea, te-am supărat. Meri în spate, ștergi ultimele două rânduri și le vei și căsătoria ta e capătă viață. Și ce mult face de ieri asta? Poate te uiți la ultimii cinci ani din viață și spui a iau de la început. Uită-te să vezi, a spus Dumnezeu în Apocalipsa, unde ai căzut și pocăiește de. Tu știi care e relația care trebuie să o refaci din nou. Citeam așa ceva frumos despre ac. O zis că un creștin fără dragoste e ca și acul fără ață. Poate înțepa, dar nu leagă nu unește, n are ață. Pe Nina au avut ac, Tabita a avut și ac și ață. Spune Vila că Penina Nina înțepa pe Ana. Știți, la mormântarea celui care înțapă nu plânge nimeni. Când a murit Abita, spune Vila că era casa plină, o crezut pentru că e second hand hall. Dar ce cu, ce cu rochile alea, zice? Ni l-a făcut Abita când trăia. Bun, dar putea sta pe seriale. Nu, zice, o stat și -o cusut nu a fost cu predica, nu a fost cu altceva, o Ce vor spune oamenii despre noi când mina se termină? Am fost la mormântări și ne spunea frații păstor, Cristi, lasă-l acolo, zice, am pus capacul peste el, de i pace, ce? A fost cel mai, cel mai problem om din biserică. Predică ce vrei, dar nu despre el, zice. Ce trist, așa e? Să trăiești 5-5 de ani și să spună păstorii, Dă-i pace, zice. Dă-i pace. Că eu știu câte probleme ne-a făcut. Dar am fost la mormântare unde mi s-a spus așa. M-a chemat tatăl unei fete de 34 de ani deoparte. Și-a zis, Cristi, fata mea a fost o sfântă. Șapte transplanturi de ficat o așteptat, eu o sta la coadă, la toate eu o rândul. Că s-a găsit cineva care a dat un plic înainte și o venit la el ficatul o zis la ultimul transplant era ea și o mamă cu un copil și o zis fata mea către mama cu copil merez dumneavoastră frate Cristi vezi greșea asta în baie cu ciroză la ficat o pus o fata mea și faianță frate Cristi am familii din pensia ei de boală, zice, fata mea le-au cumpărat ce aveau nevoie, familii sărace. Dumnezeu a luat o casă. Predică ce de Domnul. Dar să știi că fata mea a fost tot abita. Ce ar? Când mina se termine, când mina se termină, să rămână foi frumoase în spate. Ce și au zis Ludovic al 15-lea? După mine potopul una din amantele cu care au trăit, l-a învățat vorba asta. O nenorocită de vorbă. Pavel nu a zis așa. Pavel a lăsat în spate biserici, tineri ordinați, frați, slujitori, o credință păzită. Au fost bătut pentru credința aia, a suferit pentru aia. Și la final au zis, de acum așteaptă cu una. Iubiții mei, când lumânarea arde, știți că se scurge ceară pe lângă ea. Am această provocare pentru voi. Trăiți să viața în așa fel încât ceara aia care s-a scurs să fie meritată. Mai spun ceva despre crionul ăsta care se termină. Cu cât îl folosești mai mult, devine mai mic. o oh, cât am întâlnit în biserici care cred că pe fără ei nu se poate. O oh, cât am întâlnit care voit o lipsit de la cântare sau de la stație ca să ne arate nouă la păstori. Ai văzut că dacă nu zi eu, mă, nu mere fără mine nimic. E smerit, așa că e smerit. Vreau să spun că fără el nu mere nimic. Dacă Cristi Boareu de mâine nu mai predică, am un Dumnezeu, avem un Dumnezeu care știe să găsească pe altcineva. Nu se blochează lucrarea. Cu câte te folosește Dumnezeu mai mult, să nu uiți să devii mai mic. Okay. Închei spunându-vă că până în clasa șaptea, deși eu eram dintr-o familie de penticostali, Făceam și eu multe din ceea ce făceau colegii la școală. Nu odată părinții au plâns din cauza mea. Nu odată mi-am dorit să nu fiu la biserică. În clasa șaptea a fost o ruință după Duhul Sfânt, la una din bisericile din Arad. Aveam 14 ani. am dus, am vorbit cu un frate slujitor și am zis, vreau să mă pocăiesc și îmi pare rău de tot ce am făcut. Aș vrea ca Domnul să-mi dea Duhul Sfânt. S-a uitat la mine și a ciudat. Oare chiar spune sincer băiatul ăsta? Am închis ușa de la birou pastoral și am plecat la rugăciune. Și la prima rugăciune am primit Duhul Sfânt. am venit la școală și colegiul a observat ceva. A observat că nu mai sunt ca și ei. Din clasa 7 până între 12 am încercat să trăiesc diferit. În clasa 12 -a mergeam cu una din colegele cu care locuiam în același cartier, cu tramvaiul, și înainte să urcăm în tramvai, era ultima săptămână de, de școală. Eram supărat, eu luam premiul 2, ea lua premiul 1. Și eram un pic supărat. Că știam că părinții mei au făcut sacrificii mari să-mi țină în școală și am fost nou copil la părinți. Și s uitat la mine și a zis, știu de ce e supărat. E supărat că e primul doi, așa -i? Și am zis, da. Și nu e normal să fiu supărat. Și a zis, este nu mai fi supărat, zice. Dar de ce i-am zis? Zice, te-am urmărit din clasa 7 până între 12 și am văzut că tu. Tu ai un viitor, zice, chiar dacă ești pe locul doi Tu ai un Dumnezeu eu am diplomă, am premiu am părinți cu bani, am tot ce vrea, tot ce vrei. Dar n-am credința care o ai tu. Știți că la final de clasa 12-a se face un album cu poze. Și pe albumul ăla se scriu câteva cuvinte. Și colegii mi-au scris câteva cuvinte. Vă scriu doar ce mi-a spus diriginta. Sunt sigură că peste ani valorile după care te ghidezi în viață vor rămâne aceleași. Convinge și pe alții că merită. Nu m am mai întâlnit cu diriginta din 2005, de atunci, de când mi-au scris cuvintele astea. Dar din 2005 până astăzi fac ce mi-a spus de ea. Omblu printr-o parte și în alta și încerc să-i conving și pe alții că merită să trăiești cu Dumnezeu. Așa am ajuns și la voi. Știu că mina se termină. Știu că sănătatea pleacă. Că puterea poate scade. Dar au zis Pavel, mă bucur că am lăsat o epistolă scrisă în inimile voastre. Când vei privi în urmă, vei fi bucuros de ce ai scris? La vereșorul meu, mina s-a terminat la 28 de ani. La vereșorul sosiei mele, acum 5 ani, Mina s-a terminat la 28 de ani. Cancer la colon. La unii se termină mai repede, la alții mai târziu. Închei spunându-vă că nu e important cât trăiești, ci cum trăiești o albine trăiește între 30 și 60 de zile și face miere. Și pentru un kilogram de miere, 1200 de albine culeg polen din 2 milioane de flori și parcurg 40.000 de kilometri. De Dacă am trăit 30 de zile, ne-am apucat să facem miere? Am întâlnit oameni care au murit la 80 de ani și nu au lăsat miere în spate. Am întâlnit copii care m-au spus, Cristi, tata nu făcea ce ne spunea nouă, nouă ne spunea să facem, dar el nu făcea. Noi miere. Și am întâlnit copii care m-au zis, toate chestii, tata și mama au plecat. Rugăciunile și pocăința lor m-au adus în biserică. Vreau să ne rugăm acum. Dar înainte de asta vreau să cânt o cântare din când în când tatăl meu mă mai sună și îmi aduce aminte de o cântare pe care m-a învățat. Și cântarea spune, dacă poți să pui, apropo de creionul care se termină, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rău în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Îmi cer iertare dacă de mine nu s-a văzut Iisus astăzi. Am venit deja la voi. Au venit grecii la Filip și au zis, Filipe, au crezut Filip că cheamă grecii în Atena să predice. Și au zis, te dai un pic la o parte că... Nu, vreți, vreți să vedem pe Iisus, zice. Să ai gândul ăsta în tot ce scrii. Să se vadă El.